tent în adunare. Și rugăm în această seară să se deschide cerul. Amin. Să coboare slava Dumnezeului Celui Viu în locul acesta. Să atingă orice inimă din locul acesta. Și să plecăm plini de bucurie. Căci aici locuiește Dumnezeu. Amin? Amin. Domnul să binecuvinteze prietenii casei Domnului. Că-i femeie, că-i doamnă, că-i tânăr, că-i tânără. Dumnezeu să cerceteze inimile tuturora. Amin. Este bucurie când venim la închinare. Și când inima e deschisă în totalitate, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Amin. Și vrem în această zi, nu omul, ci să-L vedem pe Dumnezeu care face minuni. Amin. Dumnezeu care rupe legături. Dumnezeu care eliberează. Și Dumnezeu care vindecă. Este prezent în locul acesta. Doar să te atingi de El și vei pleca eliberat. Vei pleca vindecat în numele Lui. În numele Lui Iisus Hristos, Domnul, care este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Ne-a pregătit un loc, o împărăție veșnică. Pentru că când vom finaliza lucrarea pe acest pământ, va veni Domnul după noi, după biserica Lui, aleluia, după mireasa Lui. Aleluia. Și până atunci trebuie să fim gata și zic, Doamne, pregătește-ne pentru aceea zi. Aleluia. Nu-i departe, e aproape ziua Domnului. Și de aceea Dumnezeu trebuie să ne pocărim cu adevărat. Să căutăm necurmat fața Domnului. Spune aici psalmistul David în 134 psalmul: iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion. El care a făcut cerul și pământul. Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze biserica din nou. Amin. Rugăciunea care urmează să o facem este un timp de rugăciune. Și vrem să ne rugăm. Să strângem în vremea aceasta un de lemn proaspăt în vas. Să ne mărturisim înaintea Domnului și spunem, Doamne, mai te rugăm, îndură-te în această zi și iartă-ne. Amin? Amin. Avem nevoie de grațierea Domnului? Amin. Avem nevoie de iertarea Lui? Amin. Dumnezeul nostru face minuni și astăzi. Dacă Domnul ar fi fost de partea mea, poate nu mai eram aici în locul acesta. După vorba medicilor pământeni, eram în glie. Dar când Dumnezeu poruncește un cuvânt de viață, intră în viață în persoană. Când spune Dumnezeu rupe legăturile, Dumnezeu rupe legăturile. Dumnezeu nu s-a schimbat. Este același și ieri, azi și în veci neschimbat. Noi ne schimbăm, poate, vestimentația, ne schimbăm vorbirea, ne schimbăm trăirea. Dar Dumnezeu rămâne același. Gloria Lui în veci. Trăiască Domnul. Rugăciunea aceasta o facem ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Său cel Sfânt. Ca Dumnezeu să ne echipeze cu toată armătura Lui dumnezeiască. Amin? Amin. Ridicăm în picioare. Vreau să citesc din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 11 în jos. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea,
luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Amin. Îmbrăcați butoar cu platoșa neprionirii. Amin. Având picioare încălțate cu râmna Evanghelia Păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile ajutoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Amin. Intrăm în rugăciune și ne rugăm cu toată puterea. Amin.